Salutare, fraților! Bine ați venit la ultimul episod din seria noastră cu Rapid București. Astăzi o să avem Supercupa cu Leipzig. Jucăm pe stadion Olimpic, Germania, dacă nu mă înșel. Să vă prezint mai întâi transferurile. Am făcut câteva transferuri, așa, la Caterinca, să vedem ce face. Messi, știți bine că l-am semnat liber de contract în iarnă, oricum la finalul sezonului se retrage. L-am adus pe Sancho, un transfer bun, dacă mă întrebați pe mine. L-am adus pe Mohamed Salah, era liber de contract și de ce să nu-l aduc, nu? Și l-am adus pe Virgil van Dijk, 38 de milioane de la Real Madrid. Haideți să-i dăm drumul la meci, zic. Să vedem ce ne zice această supercupă. Și începe și supercupa. Avem un meci nu prea ușor, dar n-ar trebui să ne pună mari probleme, sincer. Ar trebui să ne mișcăm bine cu ăștia, să nu avem probleme, dar nu știi cine îți poate pune probleme. Bun, greșesc o pasă foarte bine acolo. Messi greșește pasa spre Schlager. Se aruncă Van Dijk acolo. Un șut slab pentru moldovan acum. Dar nici nu ne dorim șuturi mai puternice. Van Dijk pasează bine pentru Sabitzer. Sabitzer acum pentru Salah pentru Messi. Messi pierde balonul. Este faultat de fapt. Păi îl punem pe Messi în Aldo, mă, ce vorbește? Sancho prinde balonul acolo, Sancho intră în careu, Sancho. Sancho încearcă să întoarcă un adversar, dar Angelino îl deposedează. În cucu pasează în bandă spre Brahim. Ce era să facă Cumbula acolo? Belele mari. Șut slab acum, Leipzig. Moldovan aruncă până la Sandro. Sandro pasează la Van Dijk. Sandro din nou. Sabitzer. Cumbula, din nou Sabitzer. Messi pasează bine pentru Salah. Salah intră în careu, Salah pasează în fața porții, dar nu e nimeni acolo. Jadon Sancho. Sancho acum întoarce un adversar, Sancho. Sancho, șut la colțul lung. Întinde bine Sancho aici portarul. Pasăm simplu pentru Salah. Salah pasează în centru. Nu știu cine a fost acolo. Nu cred așa ceva, nu cred. Foarte bine, moldovane. Bine, băi, super Moldo. Scapă ăsta mingea în afară, foarte bine. Hai să intrăm liniștiți la cabine.
Pasăm pentru Sabitzer. Messi îl vede bine pe Salah acum. Salah intră în careu. Salah pasează din nou în fața porții, dar n-are pentru cine. Și final de primă repriză. S-au scurs 45 de minute din Supercupă. Este 0-0. Am jucat, am avut și faze, dar nu este suficient. Trebuie să câștigăm. Bă, ce le merg picioarele la ăștia, ești nebun? Bun, Van Dijk deposedează bine acolo. Pasă bună pentru Salah. Salah întoarce mingea la Sabitzer. Sabitzer pasează la Kumbula. Kumbula la Sandro. Sandro cât pe... A pierdut balonul, nu cât pe ce. Bună pasa lui Messi din prima pentru Salah și Salah scapă acum singur. Salah la colțul lung, apără portarul celor de la Leipzig. Hai să-l băgăm pe Onea în locul lui Deșiliu, că văd că nu prea se simte bine Deșiliu. Șut din prima a lui Schlager. Și cât pe ce se ia Onea cartonaș la prima atingere de picior, nu de balon. Minge bună, extraordinară pentru Salah. Salah și 1-0, minutul 66. Salah reușește să deschidă scorul în această supercupă. Omul nostru luat liber de contract, fără echipă. Hai să-l băgăm și pe Krunic în locul lui Schlager. Cine a rămas capitan? Krunic. Hai Van Dijk, arată tu ce poți. Și un șut slab acum al celor de la Leipzig. Dar avem super portar, super Moldo, super Moldo. Hai Sabitzer. Sabitzer pleacă acum bine, pasează pentru Messi. Messi întoarce un adversar, Messi încearcă să șuteze, dar nu reușește. Nu știu, e slab. A scăzut mult. Foarte mult chiar. Moldovan pasează bine pentru Rade Krunic. Krunic acum. Urcă Krunic foarte bine. Mamă. Dacă rămâneau la un pas mai în spate, era 2-0 acum. Kudus intră în careu, deposedează nemaipomenit cu Mbula, rămâne la balon și Brahim ne egalează minutul 87. Ah, mamă, hai să-l băgăm și pe Bucari în locul Messi, că Bucari e acum mai bun pe final de meci. Jadon Sancho la balon, Sancho la balon. Sancho aleargă bine, Sancho acolo întoarce un adversar, Sancho încearcă să intre în centru, dar nu reușește și cam asta a fost partida, adică cele 90 de minute. Avem prelungiri aici pe Stadion Olimpic. S-a jucat bine, dar ce să vezi, din nou egal după o repriză. Bucari pasează bine pentru Grealish. Grealish deposedat de Maier. Dar avem out.
Grealish, scapă bine Grealish, întoarce mingea la Salah. Salah pentru Krunic, Krunic reușește să înscrie. Krunic, noul capitan al meciului. Mamă, mamă, mamă. Bine, s-a înscris cu noroc aici, pentru că i-a venit mingea înapoi în picior. A, ba nu, a pus el piciorul. O, oh, băiat, dă-ște mă. Tăpupă tata Krunic, bravo. Nu, 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 mamă, ce era să... Era să nu se știe la faza asta. Doherty. Doherty a intrat în locul lui Van Dijk. Bucarie acum. Bucarie pasează bine pentru Grealish. Grealish intră în careu. Grealish, mamă, ce m-a deposedat ăla. Fai de capul și de zilele noastre. Rupe-i, mă, piciorul, dă-l în măsa. Las, că e bine. Și se termină prima repriză a prelungirilor. Conducem 2-1, un gol cu noroc al lui, al lui Krunic, intrat în repriza secundă. Dacă ținem un pic de scor, putem să spunem că avem noroc. Bun, îl vede Salah, nemaipomenit pe Grealish acum. Și Grealish cu o pasă pentru Jadon Sancho. Și Jadon Sancho înscrie la debut, minutul 109, 3-1 pentru Rapid București. N-ar trebui să se mai întâmple nimic acum. Ar trebui să fim super campioana Europei. Aleargă Onea bine acolo, deposedează. Foarte bine, Onea. Mamă, ce fac ăia acolo, băi, ești nebun la cap. Bine, Super Moldo. Ia uite, bă, trimit ăștia portar, cățel, purcel. Hai să plecăm pe un cont, pe contra acum. Na, am vrut să dau tare, dar aici nu știe portarul să dea pe poartă. Madison. Madison încearcă o centrare pentru Lukaku, dar Doherty e mai... Și final de meci! Suntem super campioana Europei! Încheiem această serie în stil mare. Salah, Krunic și Sancho ne aduc Super Cupa Europei. Reușim! Reușim imposibilul. Nemaipomenit, dragilor, nemaipomenit. Ar putea să nu fie prea bună ideea cu muzica asta așa pe fundal, dar... Și dragilor, ca să fie interesant un pic episodul,
M-am gândit la o tâmpenie. Mai avansăm un pic. Ce lună ar fi asta? Septembrie. Bun. Hai să avansăm până aici. Să vedem, să se tragă grupa de Champions League și să simulăm tot sezonul. Să vedem ce se întâmplă. Câștigăm cu farul 3-0. Îi formăm și pe FCSB 2-0. Mă treci peste, mă, lasă-mă, mă. Îl scoatem pe Ioane și îl băgăm înapoi pe unul. Puțică. Toate bune, toate frumoase. Bun, s-au tras grupele. Hai să vedem cum stă treaba în cupele astea europene. În conference să vedem ce echipe avem. Avem CFR Cluj cu Espanyol, Boavista și Odense. Grupă ușoară. Atât, CFR Cluj. Avem FCSB în Europa League cu Spurs, Feyenoord, Rapid Viena. Mai avem vreo echipă? Nu prea cred, dar ne uităm. Manchester United au retrogradat un pic așa. Inter la fel. Iar aici grupele sunt Juventus, Barcelona, Sporting, Panathinaikos, PSG, Milan, Newcastle, Young Boys Berna, Bayern München, Napoli, Salzburg, Dinamo Zagreb, Manchester City, Real Sociedad, Lazio și Dinamo Kiev, Real Madrid, Olympic Lyon, Ajax și Rangers, Rapid București, Borussia Dortmund, Benfica și Club Brugge, Chelsea, Leipzig, Olympic Marseille, Shakhtar Donetsk, și ultima grupă, Liverpool, Atletico Madrid, Frankfurt și Celtic. În acest caz, hai să fim răi și să simulăm tot sezonul, să vedem ce se întâmplă. Simulăm mai întâi până în iarnă și după aia vedem de acolo. Gata, dragilor, s-a simulat prima jumătate a sezonului, suntem în ianuarie. Hai să ieșim un pic de aici și să ne uităm cum stăm. În campionat suntem pe locul întâi, cu 16 victorii, 4 egaluri și o înfrângere. Aici, hai să vedem cum stau grupele, dacă s-a calificat CFR-ul mai departe. S-a calificat Olaie, nu s-a calificat deloc. FCSB aparent merge mai departe, după locul 2, felicitări lor, au un meci cu Newcastle. Bun, curios dacă noi am mers mai departe, dar nu cred. Nu, am mers Borussia și Club Brugge, am făcut multe egaluri în grupă, asta am observat. Da, ia uite, 4 egaluri și 2 înfrângeri. Am stat prost la chestia asta. Primele două le-am pierdut și restul le-am făcut egal pe toate. Ceea ce înseamnă că nu putem să ne apărăm trofeul. Asta este ce putem să facem. Nu putem să facem nimic, nu? Din cupă am fost eliminați. Hai să simulăm până la capăt și asta este.
Să vedem ce se va întâmpla. Până aici ne interesează. Hai să vedem ce se întâmplă dacă câștigăm campionatul, nu-l câștigăm. Batem 3 la 1 pe Botoșani. Mai departe. Batem Mioveniu 3 la 2, egal cu Cluj. Pierdem cu Craiova, a doua înfrângere. Oricum, cred că campionatul câștigăm. E clar, batem pe Sepsi 3 la 2. Sepsi ne-a eliminat din cupă și în campionat le-am dat să zacă. Egal cu Hermannstadt. Oh, 5-0 cu UTA. 4-1 cu Chindia. Dar să le simulăm și pe astea două, că după aia mă pune să aleg echipa pentru național. Batem Craiova 2 la 0. Exact ce spuneam. Lasă-mă, treci peste. Hai să simulăm tot până aici. Să vedem ce s-a întâmplat. Am luat cupa, n-am luat cupa. Asta a campionatul. Batem Craiovele 2-0-2-0. Egal cu Scoția, pierdem cu Olanda 2-0. Îi batem pe CFR 2-1. Îi batem pe FCSB 2-1. La 3-0 pe Faru. Hai să vezi acum. Chiar sunt curios. Wow! 3 la 1. Încă o dată îi batem. I-am format sezonul ăsta. Cu CFR pierdem 2 la 1. Dar nu ne mai ia nimeni campionatul. 100% suntem campioni. Îi batem pe Craiova 2 la 1. Egal cu cealaltă Craiova. Și cam astea au fost. Bă, te salut cu respect. Ce, vreo competiție? A, e Euro. Sau nu Euro, e Mondialul. Dar nu cred că suntem noi calificați la Mondialul. Ba da. Italia, Maroc și SUA. Nu ne interesează, nu mai contează, asta e. Trecem peste. Mai mult ca sigur suntem campioni încă o dată. Da, în fine. Rezolvăm aici și ultimele treburi. Ne uităm aici la campionat. Și evident, suntem campioni cu aproape 20 de puncte în fața lui CFR. Pe CSB, nici măcar în primele 3. Vai, ce mă bucur!
Ia, care-s grupele? Franța, Belgia, Norvegia, China, Olanda, Ungaria, Noua Zeelandă, Canada, Spania, Croația, Scoția, Qatar, Brazilia, Austria, Ghana, Ucraina, Italia, România, Maroc, Statele Unite, Portugalia, Danemarca, Mexic, Finlanda, Anglia, Germania, Australia, Țara Galilor, Argentina, Suedia, Irlanda de Nord și Cehia. Mă, dacă toți suntem aici, ia hai mă să simulăm un pic și din astea, putem? Ia să vedem. Dar nu văd ăsta cum zice calendarul. Calendarul, ne-au luat ăștia calendarul și nu-mi place. Bă, unde pot să vă mă calendarul? Mă enervez acum și fac urât. Ah, calendar. Așa mă, tată. Hai să simulăm până la meci cu Italia, să vedem ce se întâmplă. Dragilor, cu Statele Unite ne-am făcut de râs. 5-1. 5-1. I-am bătut pe Maroc. Și mai avem un meci cu Italia. O să dăm fixim. Și vedem ce se întâmplă. Ce putem să facem mai mult de atât. Hai să vedem. Wow. Wow. Ghinion. Da, dragilor, asta a fost tot pentru această serie. Vom reveni cu o nouă serie cât de curând posibil. Până atunci, aveți grijă de voi și să fiți cu minte, nu cu minți. Pa!